Rusia va lansa o nouă ofensivă masivă până la vară, dar Ucraina nu este încă pregătită să se apere singură și are nevoie de ajutor urgent de la parteneri, a declarat joi președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, într-un interviu acordat televiziunii americane CBS News. Nu e stabilizat situația. Nu e nici două, trei meseci în urmă. Ale, este important cum noi CIA-ul З нашими партнерами і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії, і це може бути кінець травня, може бути червень місяць. І до цього ми повинні не тільки готуватися, і нам треба зараз допомога зараз для того, щоб готувати відповідні бригади. care Trupele ucrainene duc lipsă de obuze, artilerie, muniție și alte arme, mai spune Zelensky. Acesta a declarat că dacă Ucraina în consecință va pierde războiul, președintele rus Vladimir Putin va împinge războiul și în Europa, în ambițiile sale de a reconstrui Uniunea Sovietică. De nou, suntem sateliti потім FED. Acum, потім Польща, потім Німеччина, Він повернеться туди. Він 80 -i, -i. Trupele ucrainene sunt în situație critică pe câmpul de luptă, în condițiile în care asistența americană este blocată în Congres, iar Uniunea Europeană nu reușește să livreze la timp munițiile pe care le promisese anterior, transmite Reuters.